Aici. Doar fără mata? Da. La Chișinău. Am vrut să o fac special pentru dumneavoastră. Pentru că cineva drag, drăgat, știu că nu este o ocazie specială. Este pur și simplu pentru că trebuie să fac ziua puțin mai frumoasă și mai veselă. Și vreau să vă întreb dacă vă dați seama de la cine sunt fetele. Nu. Așa. Deloc. Nu mai dau o șansă. Nu? Eu am scris mesajul și cred că o să vă dați seama de la cine este. Suntem litere rătăcitoare pe filile vechi și toate a unui copil, dar împreună am putea înșira în pagină cel mai frumos roman de dragoste. Suntem paleta și pensula perimate pe rafturile unui pictor, dar împreună am putea picta cea mai superbă operă de artă. Suntem două semințe de flori căzute în pachetul unui grătinar, dar împreună am putea transforma pământul într-o grădină imensă cu flori din cele mai colorate. Suntem suflete haine visătoare ce nu au suferit decât eșecuri, dar împreună putem atinge fericirea absolută. Suntem doar de rând, dar împreună am putea prinde aripi, cuceri înălțimile și stăpâni în josul. Pentru că vreau să fii cel mai fericit omuleț în lume, pentru că știu că meriți cu adevărat și pentru că știu că nu am putea exista în singurătate, îți ofer ce e cea mai bună. Inima mea. Vlad a decis să-ți fac o mică surpriză astăzi, să-ți învețelească ziua. Sunt din partea lui Vlad din Germania și te rog să-l primești. Mulțumesc frumos! Ești frumoasă! Felicitarea! Și vă mulțumesc pentru primire! Mulțumim! Cred că repede să ne repedem, că tot așa se vede repede. Da, eu ne-a spus acolo, ne-a șoptit la urechi că abia așteaptă să vină și când vine o să fie altceva, dar până atunci... Sunt surprinsă și mulțumesc, într-adevăr, ne-a ducat dispoziție. Sunt fericită și așteptăm să ne vedem mai repede. Mulțumim frumos că ați venit! Dragă!